Pe 1 iulie am început alegerile interne în Partidul Național Liberal. Se vor termina în curând. Eu sper să tragem linie și Partidul Național Liberal să iasă câștigat din această competiție internă și mai câștigat să iasă românul, să iasă românii care așteaptă de la noi efecte pozitive. De aceea, din punctul meu de vedere, am câteva mesaje pentru colegii mei de la București și cei care candidează protagoniști la vârf pentru președinția partidului, știut fiind faptul că eu sunt un susținător al premierului Florin Câțu. Primul rând, cred că va trebui Partidul Național Liberal să-și clarifice doctrinar niște lucruri care trebuie de urmat. Sunt adeptul să ne propunem câteva lucrări mari care să lase o amprentă liberală României în perioada următoare. Și am spus-o și o să o repet de fiecare dată. Să trecem Carpații cu autostrăzi obligatoriu, pentru că banii europeni sunt, să legăm provinciile istorice între ele. Este datoria noastră a liberalilor și avem ocazia și oportunitatea. Trebuie să avem înțelepciunea ca după acest congres să ieșim mai întăriți. În al doilea rând, să avem curajul să facem această descentralizare și reformă administrativă în favoarea oamenilor. Să avem curajul să susținem mai mult mediul privat, antreprenorii. Am fugit prea mult să ne punem bine cu toate categoriile de electorat, noi liberalii, și am plătit pentru asta. Cred că mediul privat așteaptă multe de la noi și va trebui să le răspundem prompt. Și nu în ultimul rând, apărarea identității naționale a poporului român. Sunt câteva lucruri la care eu țin foarte mult și m-aș întoarce la guvernare, pentru că asta așteaptă oamenii. În primul rând, și mă bucur că premierul este foarte aplicat pe aceste chestiuni, vin din administrația publică și îl felicit aici pe Mihai Lupu, pe Virgil Chițac, pentru ce fac, dar știu ce așteptări au. Guvernul va trebui să răspundă prompt și știu că sunt pregătiți pentru asta. Ce probleme avem? Criza forței de muncă, scumpirea materialelor de construcție, birocrație și nevoia de simplificare ca să absorbim mai repede și mai eficient fonduri europene. Sunt lucruri la care va trebui să răspundem prompt în perioada următoare. De aceea eu cred că primarii, care sunt pilon de bază ai Partidului Național Liberal, așteaptă de la noi, așteaptă de la guvern proiecte concrete și am văzut că premierul pregătește acest plan de dezvoltare pentru perioada următoare adresat comunităților locale, primăriilor și îmi pun mare speranță în acest lucru.